Dragi spectatori din Sibiu, din România și din lume, sunt fericit că sunt în fața dumneavoastră să evoc una din marile personalități ale Teatrului Mondial, care a primit o stea pe aleea celebrităților grație Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Sunt Constantin Chiriac, președintele festivalului și directorul general al Teatrului Național Radu Stanca, profesor. Și mă bucur că pot vorbi în fața dumneavoastră, spectatorii de pretutindeni, despre Cristian Lupa, care în luna noiembrie, în șapte, aniversează un număr frumos de ani reprezentantul teatrului de artă din lume, din Europa și din Polonia, Cristian Lupa, este una din cele mai mari personalități ale teatrului mondial. A primit premiul Europa pentru teatru în 2009. Vine din marea familie a teatrului polonez, descendent din ce înseamnă Grotowski și Guravski, din ce înseamnă Cantor, Șaina și celelalte, multe institute de cercetare pe care Polonia a avut curajul să le construiască cu viziune, cu încredere, cu forță, cu putere, exprimând plenar, la nivelul artelor, spectacolului din Europa și din lume, vocea unică a marilor personalități. A venit la Sibiu cu frați vitregi. În 2014, și de atunci a rămas marele prieten al Festivalului Internațional de Teatru. La mulți ani, Cu multă, multă sănătate, domnule Cristian Lupa, cel care știți să faceți spectacole care sunt dincolo de ce înseamnă întrebările puse. Cel care nu iubiți divertismentul ieftin, ci miracolul. Vă mulțumim că existați și că dăruiți lumii bucurie.